Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Toată lumea se gândește tot la relația Halil Sila, cum a păcălit-o el, cum s-a folosit și se folosește de ea în continuare, dar nimeni nu aprofundează problema. Sila va fi urmărită ca o umbră de cei din Caramel în frunte cu Nazmie, care mai sunt, și va profesa ea ca actrița. Nu va scăpa de ei. Prin plecarea ei au fost aduse pagube mari financiare, sezonul 3 nu se vinde, au mari dificultăți financiare, din cauza asta au plecat mult din serial, nu erau plătiți. Dacă Sila pleca fără scandal, cum au plecat alți actori, din alte seriale, alta era situația pe toti. Lumea nu știa, fanii nu se împarteau în două tabere, asta se lupta ca nebunii, exact ca pe front și prin aceste discuții negative fata de companie, Halil, Naz, sunt probleme financiare, în continuare. O să se termine serialul, va pleca și Halil să se vadă de alt proiect, dar Sila nu va scăpa de ei, o să mai vedem. Aduceți-vă aminte ce a patit Meriem când a plecat subit din Suleiman, a avut de platit o sumă imensă, nu știu ce perioada nu a putut juca, apoi ce seriale a mai avut. 2-3 fără succes, ea trăiește doar din reclame, nu o mai invita niciun producător, să nu plece iar la jumătatea unui proiect. Cind plecea sa, ai o tinichea după tine mult timp sau pete? Totdeauna. Să speram ca Sila va rezista, nu va avea probleme în continuare cu ei și nu va avea piedici cu alte proiecte, alții producători. Eu am ajuns la faza, când nici nu mai vreau să-l vad pe Halil, atât m-am scarbit de el. Cum o oprește pe Nazmie, a trebuit să se gândească mai întâi la asta, acum ce poate să facă și să plece și să lase totul și să o găsească pe Sila și să-și ceară scuze pentru Nazmie și acel papagal și că face tot ce a făcut Sila, adevărata protagonistă. Și regina întregii serii de Emanetia la laborator și-a pus din toată inima sufletul în această lucrare. Acum Halil Ibrahim nu știe ce a avut de gândit despre asta înainte. Vi-l las voua fetelor să-l iubiti, să-l laudati, să-l ridicati în slavi. Pentru mine este un om de nimic, care s-a jucat cu Sila, vazant ca s-a îndrăgostit de el și a profitat de asta. Pana a apărut oferta lui Nanuca, care voia rolul Silei și venea cu finanțarea, atât de necesară pentru Caramel și bineîntele un bonus gras pentru Halil și atunci Craiul a complotat ca să scape de Sila, care îl deranja cu dragostea ei, ca să o aducă pe cea cu bani, pe care în ultimul timp o s-a arutat. Cu nesimtire, el, care nu voia să o sarute pe Sila, dar o femeie maritată, mama, nu-i e rușine să o sarute pe platouri, probabil având un plan ca să o scape de zoții copil, pentru a se înfructa din banii tatălui ei. Halil, în curând vei pierde totul. Ai cel mai prețios lucru în viață, vei pierde totul, Halil, acționând atât de dezgustător ca un tânăr partener la ordinul lui Nazmie și Oznur. Fundul fântânii a căzut, acțiunile sale negative i-au șters frumusețea și buna interpretare, așa că în Turcia cineva nu-l acceptă și nu vrea să le recunoască, și nu vor exista roluri, s-a epuizat cu acțiunile sale pentru el însuși, fanii să-i recunosc întreptat acțiunile sale îl abandonează. Că Halil nu crede mare lucru, pentru că Sila îl completează, singur sau cu altul, își pierde un public. Halil, din păcate, începe să împară rău că l-am admirat în crezându-l așa cum se prezenta în declarațiile de atunci. Normal, fiecare zi cosmetizează viața și cariera, în interviuri și nu-i zi spune partile negative, care ies ulterior la iveala din comportament. Pe această persoană Nazmie nu o ia nimeni la răspundere cum îți permite să facă atâta rău. Cine se crede în fara Nazmi nu înseamnă nimic decât o femeie rea egoistă și plină de ura. Fie rușine n-o să învingă pe Sila cu toate sireticurile ei, toată lumea o iubește pe Sila. Mai întreb și eu, oare cine a dat bani pe te punct juramentul? La un distrus pe Demirci și din prima trupa nu mai este nimeni, au fost schimbati? Au plecat? Seriile au scăzut dar continuă, la nivelul cel mai de jos.
Doctorita este permanent bolnava, rapida. Criminala este o avocată. Etc. E jenant, dar? Am vrut să văd ce se mai întâmpla. Femei mute, intrigi crase, foltercat mai impresionante. De crezi chiar a sau fi poporul turc? Nazmie place este in mhel hikien dragoste nebun de amanta sa de dacă a văzut sărutând și atingând femeia căsătorită și soția și mama pentru totul corpul nerușinăților lăsați sila în pace. Iubirea este bufilă sa Halil să fie un om căutut pentru nanacantă pentru sacnacantă Halil Ibrahim. Nu lasă el găina cu ouăle de aur. Așa spuneți că a șters Halil pozele cu Sila de pe Instagram, ați văzut că au reapărut? Așa că nu știe nimeni clar ce este între ei până nu își termină proiectele începute ca să pot vorbi fără o prelisti. Am o sugestie pentru toate 5 fotografii ale Emanet 1-2, compilați toate cele rății și abuzive unde 50 a abuzat pe Seherab, publicare o vom împărți, pentru de exemplu. Sila atânzată în mar în ploia închisă în cadană muscat de câine aproape împins de la balcon aproape vrapit rapid pune în mormant un mandom îngeta cele fotografii nu Halil Ibrahim și arăți acele fotografii și faceți un video? Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.